Carte autobiografică. E drept că această carte se află deja la a doua ediție. Ea a ieșit ușor revizuită și adăugită după varianta americană. În paralel va apărea și ediția în limba engleză. Este cu o grafică nouă, cu fotografii noi și foarte, foarte multe detalii. Nu o să vă povestesc pentru că trebuie să o citiți. Însă, nu vreau să credeți că sunt neapărat o scriitoare. În momentul în care am renunțat la sportul de performanță, au fost foarte mulți copii, studenți, oameni din diverse companii care erau interesați de parcursul, să spunem, drumul către înalta performanță, despre cât de bine trebuie să știu un sportiv să managerieze succesul, pentru că e și asta o artă, dacă vreți, până la urmă, să nu fie capul atunci când poate ajunge și să devii cel mai bun din lume. Și o grămadă de alte detalii, să spunem, despre viața de cantonament a unei gimnaste. Oamenii din afară, probabil că, nu știu, ne văd pe toate gimnastele cam la fel. Performanțele sunt asemănătoare, însă povestea fiecăreia dintre noi este diferită și în cartea Reversul Medaliei o să descoperiți povestea mea. De ce am ales gimnastica și nu alt sport? Cine m-a dus, de fapt, către gimnastică? Cum au fost momentele petrecute în cantonament, viața alături de colegele mele și antrenorilor mei. Și am să vă mărturisesc că inclusiv prefața este semnată de Octavian Verm și Mariana Vitam. Sunt niște oameni dragi sufletului meu. Până la urmă am petrecut clipe împreună și frumoase și mai puțin frumoase, dar ne-am bucurat de cele mai mari succese împreună. Și mă bucur că și astăzi s-au întors, de fapt, la Cârma Rotului Național, încercând să cucerească și, sper eu, reușind medalii de cele mai strălucitoare, chiar și la Jocurile Olimpice de la Londra. Este o carte care vorbește despre performanță, despre sacrificii, despre munca unui sportiv de performanță. Cred că oamenii deja știu că sportul înseamnă ceva, iar sportul de înaltă performanță este totul altceva. Poate că, nu știu, vor reuși și cei care sunt, să spunem, pasionați de sport, dar nu foarte cunoscători, vor învăța să aprecieze și mai mult performanțele sportive în momentul în care vor citi aceste rânduri. E o carte care, nu știu, cred că e emoționantă, cel puțin astea sunt feedback-urile, n-aș putea să spun eu, pentru că mie mi se pare oricum foarte frumoasă, mai ales că este povestea mea. E o carte oricum pe care am scris-o pentru public, pentru că și eu, și mama, și fratele meu știm foarte bine povestea mea, deci e clar că e o carte pe care o dedic, de fapt e dedicată tatălui meu, dar am scris-o cu drag pentru cei care sunt pasionați și interesați de povestea unui sportiv de performanță, pur și simplu. Cam astea cred că ar fi detaliile în mare. Oricum o să avem o rubrică în care o să vă aștept, o să aștept și întrebările dumneavoastră și am să vă răspund în cazul în care mai aveți alte curiozități. Și pentru că în carte este și un sportiv la fel de performant, sunt doi, de fapt, nu știu dacă a ajuns Mihai. N-a ajuns Mihai. O să-l așteptăm și pe el. Este rare și interesat atât de mine, dar vorbeam despre Mihai, pentru că împreună am fost la Sydney. Ne-am bucurat, cumva, să spunem, de performanțele obținute și el a devenit acolo, la cele Jocuri Olimpice, campion olimpic la scrimă. Eu, de asemenea, devenisem campion olimpic împreună cu echipa, dar la individual compus. Ne-am bucurat câteva zile de performanțele obținute, însă apoi am fost poate unul dintre cei care mi-a fost alături atunci când am aflat vestea că pentru o pastilă de răceală și tip am pierdut un titlu olimpic.